Animații grafice, partea 1. Animațiile sunt iluzii optice ale mișcării, realizate prin derularea unor imagini consecutive care conțin unul sau mai multe obiecte în diverse poziții și care vor sugera mișcarea în sine. Animațiile grafice se pot realiza online sau local. În momentul proiectării unei animații grafice, trebuie să existe bine conturat un scenariu. Cadrul este imaginea pe care o vede spectatorul, o zonă asemănătoare cu cea cuprinsă în rama unui tablou. De exemplu, crearea efectului de rotire pentru personajul Scratchy se poate obține din succesiunea unor cadre precum acestea. Plastic 3D este un program gratuit realizat de Google pentru tabletă sau telefon. Etapele realizării unei animații cu Toontastic: alegerea scenariului, stabilirea cadrelor și a personajelor, înregistrarea animației, adăugarea melodiei de fundal, salvarea fișierului, exportul fișierului MP4 în biblioteca foto. Tipuri de scenarii Toontastic 3D: scenariu în 3 părți, short story, scenariu în 5 părți, classic story, și science report, scenariu în 5 părți. Short story, scenariul cu 3 scene. Beginning, middle și end. Classic story, setup, conflict, challenge, climax, resolution. Configurarea hărții scenariului, conflictul, provocarea, punctul culminant și rezoluția sunt etapele ce compun un scenariu clasic. Science report, question, hypothesis, experiment, results, conclusion. Un astfel de scenariu răspunde la întrebările următoare: ce vrei să știi, ce se poate întâmpla dacă, care sunt datele experimentului și cum vor fi ele analizate, ce ai observat și ce ai învățat din experiment. Sesiune de autoevaluare. Realizați o scurtă animație pe tema protejarea apelor din păduri. Cerințele sunt: editați un personaj nou ce va juca rolul unui pet, descrieți acțiunile personajului salvator și semnați regia filmului. The beginning. Suntem la începutul poveștii, selectăm imaginea de fundal. Am apelat la biblioteca programului. Tot aici găsim și personajele pe care le dorim. Dar, conform cerinței, cu un penson, o anumită dimensiune și cu o anumită culoare, începem să desenăm personajul care va juca rolul de pet în povestea noastră. Pentru început am desenat o ceșcuță de plastic pentru cafea.
în culorile verde și roșu vom crea și o felie de pepene. Păstrăm culoarea roz pentru a desena și petul în care se va afla sucul dorit. Personajele sunt prezentate. Continuăm cu acțiunile. În 3, 2, 1 secunde începem înregistrarea acțiunii. Iată personajele. Savurează peisajul. Hotărăsc să se oprească aici, în mijlocul naturii, dansează și servesc micul dejun. Ce loc minunat! Câtă liniște! Să dansăm! Și să luăm masa aici. A fost aleasă și coloana sonoră adecvată momentului. Partea a doua. The middle. Imaginea de fundal. Aceleași personaje sau personaje noi. Pentru acțiunile noastre au întotdeauna consecințe, nu doar asupra mediului, ci și asupra altor ființe de pe planetă. Râul era populat cu viețuitoare marine minunate care se simt deranjate și sufocate de ambalajele aruncate. Iresponsabil. Nu pot respira, nu pot înota, nu pot vedea cerul. Lacul este plin de peturi. Ajutor! Partea a treia. Iată și produsul final. Ce loc minunat! Câtă liniște!
să dansăm și să luăm masa aici. Nu pot respira, nu pot nota, nu pot vedea cerul. Lacul este plin de peturi. Ajutor! Ei, m-ați chemat? Doctor al pădurilor! Curăță râul de peturi! Imediat! Minunat! Mulțumim! Suntem salvați! Tema pentru acasă. Realizați o scurtă animație pe tema reciclarea deșeurilor. Cerințe. Editați un personaj nou cu numele ambalaj. Descrieți acțiunile personajelor salvatoare. Semnați regia filmului. Vă mulțumesc!